Machiaj foarte frumos, ai avut o clientă și foarte tânără, cu un ten foarte curat. Aș vrea să ne spui care sunt etapele acestui machiaj și ce se poartă în acest an. Etapele sunt următoarele. Demachiere, tonifiere, cremă, obligatoriu. Mai ales că suntem în sezonul rece, trebuie să aplicăm o cremă mai hidratantă, să avem grijă ca tenul nostru să fie hidratat, curat. În felul acesta o să-l avem curat, da? Și sănătos. După cremă, corectăm ce este de corectat cu ajutorul anticeacănului, da? Respectiv corector pe zonele de ceacăne, pe lângă nas, aripile nazale și dacă avem coșulețe, punctat pe coșulețe, exact pe zona respectivă. Apoi aplicăm fondul de ten. Eu am aplicat fondul de ten cu ajutorul aerografului. Vreau să spun mai multe lucruri despre aerograf pentru că foarte multă lume nu cunoaște această tehnică. Este o tehnică cât de cât nouă la noi în țară. Ce face aerograful? Aplicăm fondul de ten mult mai natural. Este mult mai natural, tenul nu e foarte încărcat, este foarte sănătos, foarte igienic. Fondul de ten rezistă mult mai mult pe față. Există fonduri de ten pentru aerograf care conțin silicon și atunci pe acestea eu le recomand pentru machiajul de mireasă, de exemplu. Înainte spuneam că machiajul de mireasă o să dureze 20 până la 24 de ore. Ei bine, cu ajutorul aerografului poate să dureze mult mai mult. Nu are cum să cadă de pe față, da? Nu se scurge. Asta face siliconul. Practic, pur și simplu se așează mult mai bine pe ten și nu încarcă. E foarte important, nu încarcă tenul. Ok, am aplicat fond de ten cu aerograful, am pudrat o pudră foarte fină, pulbere, da? Pentru a fixa fondul de ten. Foarte puțin, mai mult insistăm pe zona T, acolo unde se întâmplă să avem exces de sebum. Acolo insistăm cu pudra. În celelalte părți ale feței, nu foarte multă pudră. Nu avem nevoie să încărcăm tenul mai mult decât trebuie. Apoi blush-ul. Blush-ul se pune în concordanță cu rujul. Dacă avem un ruj mai puternic, atunci și machiajul ochilor este mai natural, atunci blush-ul trebuie să fie mai natural, da? Dacă avem o nuanță de ruj nude, atunci blush-ul poate să fie un pic mai puternic pentru a contura trăsăturile feței. Se poartă foarte mult texturile astea de glitter, de paiete, de texturi strălucitoare, dar cu grijă, cu atenție aplicate. Trebuie să știm unde să le aplicăm. Și într-o cantitate rezonabilă, nu foarte mult, pentru că altfel dă vulgar. Exact, într-o cantitate rezonabilă. La blush știu că am văzut, de fapt, că ai aplicat și un fel de... Ai dat luminozitate pometelui, să ne spui dacă putem face acest lucru pe orice conformație. Putem face acest lucru pe absolut orice conformație a feței. Atunci când fața este rotundă, da? Aplicăm acea luminozitate în exteriorul pomeților. Nu trebuie să punem, nu avem nevoie să punem în evidență pomeții, ei deja sunt, au volum, da? Și atunci vrem să creăm volumul în exteriorul feței. Nuanța acestui blush cum ar trebui să fie? În funcție de culoarea ochilor, de culoarea rujului, de culorile pe care le folosim la ochi. Dacă mergem pe nuanțe de mauve, lila, roz, atunci și blush-ul trebuie să fie în aceleași nuanțe, ca și rujul, de altfel. Nu putem să folosim la ochi nuanțe de roz, mauve, lila, burgundi și așa mai departe și apoi să punem un ruj roșu. Nu se potrivește. Folosim un ruj din aceeași familie, da? Din rozuri. Și iarăși, dacă mergem pe nuanțe calde, oranji, maro, toate astea, portocaliu, roșu, mergem pe rujul din aceeași familie și implicit și blush-ul va fi la fel. Atunci când ai conturat ochii, ce metodă ai folosit? Cea clasică, cât de importante sunt aceste umbre și a evidenția ochiul? Sunt foarte importante umbrele, trebuie să știi cum să le faci.
Depinde dacă ai ochiul, nu știu, dacă ai un ochi mare, poți să pui negru în interiorul, da, pe semiconjunctivă, pentru a da acea profunzime ochiului și a-l face să pară mai mic. Pentru smokey eyes putem să folosim absolut orice culoare, nu se face numai cu negru sau cu nuanțe închise. Poți face cu absolut orice culoare un smokey eyes. Ok, se pretează la orice formă de ochi? Se pretează la orice formă de ochi, da. Poți să-l adaptezi în funcție de forma ochiului. Iar smokey eyes este o tehnică în sine. Asta am spus că am și făcut pentru machiajul din această seară. Smokey eyes, aceasta e tehnica. Câteva cuvinte despre ruși. Pentru că clienta din această seară a avut buzele un pic mai subțiri, am văzut că ai folosit contur. Conturul trebuie să fie în ton cu nuanța rujului sau un pic mai închis? Nu contează dacă are sau nu buzele subțiri, conturul se folosește oricum. Rujul rezistă mai mult dacă îl punem pe toată suprafața buzelor, acesta va rezista și mai mult. Am ales acea nuanță de ruj pentru că aveam deja foarte multă culoare la ochi. Și rujul, în astfel de cazuri, trebuie să fie mai natural, nude, în cazul acesta. Conturul, culoarea conturului trebuie să fie cam aceeași nuanță cu cea a rujului. Eu am folosit un contur în culoarea pielii pentru acest ruj. Așa puteți să faceți și voi, astfel salvați niște bănuți, nu? Puteți să vă luați un contur în culoarea pielii și puteți să-l folosiți la orice nuanță de ruj și atunci nu dați greș. Da, este indicat să folosim tușul, se poartă anul acesta tușul, se poartă tenul impecabil, se mai poartă smokey eyes, care, după părerea mea, nu va ieși niciodată din modă, și se mai poartă buzele în nuanțe foarte tari, dar textura rujului să fie mată, nu strălucitoare. Astea sunt tendințele acum, fiecare își pune ce dorește, până la urmă, cu ce îi se pare că îi stă bine. Dar tușul, da, se poartă atunci când știm să-l aplicăm. Dacă nu, cel mai bine conturăm ochii cu ajutorul unui creion dermatograf sau cu o pensulă cu ajutorul unui fard pudră. Contează foarte mult ținuta atunci când ne gândim să facem un machiaj? Contează foarte mult ținuta, contează ce texturi îmbraci, contează ce culori îmbraci, dar dacă îmbraci, nu știu, o culoare foarte tare, asta nu înseamnă că trebuie să folosești și pentru machiajul ochilor aceeași culoare. Nu, în niciun caz. Folosești fie o nuanță neutră, gen maro, negru sau gri, astea sunt neutre, sau din aceeași familie, dar mai soft.